Gimnastul Marian Drăgulescu, proaspăt calificat la cea de-a cincea ediție a Jocurilor Olimpice și locul 4 la ultimul campionat mondial, se gândește deja la ce va face anul viitor la Tokyo. Stelistul, care în curând va împlini 39 de ani, va schimba puțin strategia la sărituri pentru ca anul viitor în Japonia să obțină singura medalie care îi lipsește din palmares, aurul olimpic. Mă bucur foarte mult că am obținut această calificare, deși nivelul la gimnastica masculină a crescut enorm de mult. Mă gândeam că <gândești> sunt șanse mici să mă calific, dar totuși uh, am reușit acest lucru. Va fi a cincea olimpiadă la care voi participa. Vreau să cuceresc singura medalie care îmi lipsește din palmares, medalia de aur de la Jocurile Olimpice și sper ca la Tokyo, de ce nu, să se alinieze planetele și să <gândești> am o zi extraordinar de bună și simt foarte ascuțite și să obțin acea medalie mult dorită. Totdeauna ai două Sărituri, cum-ți le alegi? Ai una mai dificilă și una mai de siguranță? Care e ordinea între ele? Cum faci strategia? În urma acestui campionat mondial, unde am avut o ezitare la cea de-a doua săritură, cred că vom schimba ordinea săriturilor. Ne gândim să, să lăsăm săritura Drăgulescu să fie cea de-a doua săritură. Se poate stăpâni mult mai bine, și în cazul, nu știu, emoțiilor că de, fiecare, de cel mai multe ori se întâmplă după ce ți-a ieșit prima foarte bine, emoțiile cresc și mai tare și dacă a doua sârtură nu o stăpânești extraordinar de bine, atunci se pot întâmpla, nu știu, mici ezitări. Ce urmează pentru tine în următoarea perioadă pe distanță medie până în Jocurile Olimpice? Mai avem campionatul european din aprilie de la anul, la Baku și până atunci mai avem naționalele Probabil vom mai avea și internaționale României, să vedem dacă federația va organiza acea competiție. Vor mai fi câteva cupe mondiale, tot așa de testarea unor sărituri și exerciții. Și vedem. Muncim în sală până atunci. Care este starea ta de sănătate în acest moment? Chiar m-am simțit bine la acest campionat mondial, m-am simțit din ce în ce mai bine uh, în ultima perioadă. Am avut uh, anul acesta uh, câteva probleme de, probleme de sănătate, la gleznă, la genunchi, la încheietură, dar ușor, ușor, cu tratamente, fizioterapie, unguente, <laughs> uh, le facem față.